O iarnă cu tradiții și obiceiuri frumoase se așteaptă la Soroca. Autoritățile locale organizează pe 25 decembrie un festival Vam Ura, Vam Tot Ura, dar și un iarmaroc de Crăciun. Toate detaliile ce țin de organizarea festivității au fost punctate în cadrul unei ședințe de lucru a Comitetului Organizatoric. Evenimentul va începe cu o poveste de Crăciun prezentată de Teatrul de Păpuși Scăpărici, după care va urma o paradă a măștilor. Iarmarocul de Crăciun va începe cu tradițională paradă a măștilor zoomorfe, copii costumați în tradițional sărbătorilor de iarnă, de la strada Decebal pe strada Ștefan cel Mare, unde la ora 11 va avea loc și deschiderea oficială a festivalului de Urad Vam Tot Ura. Festivitatea va include acte de binefacere, jocuri distractive și multă voie bună, spun organizatorii. Festivalul colinzilor, acțiuni de caritate, copiii vor primi dulciuri din partea președintelui raionului Soroca, va fi și izvarul și bucate tradiționale, vor fi jocuri distractive organizate de serviciu tineriat, întreceri sportive. Deci toată lumea de la mic și până la mare, cred eu că se va regăsi în fierie acestui iarmaroc de Crăciun. Va fi o sărbătoare pentru toți locuitorii, așteptăm cât mai multă lume să vină la iarmaroc. Festivalul Vam Ura, Vam Tot Ura din cadrul iarmarocului de Crăciun este organizat de către Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism, dar și Primăria Municipiului Soroca. Vă invităm la iarmarocul de Crăciun în data de 25 decembrie în Piața Libertății.